Putem să începem? Bună ziua, stimați locuitori ai municipiului Chișinău. Sunt Victor Chironda, consilier municipal în Consiliul Municipal Chișinău și astăzi susțin această conferință de presă cu titlul sau cu tema primele rezultate ale activității primarului Ion Ceban în al doilea mandat. Astăzi am văzut cu toții că domnul primar în sfârșit a anunțat că nu intenționează să candideze la alegerile prezidențiale. Finalmente a luat o decizie. Doar că se creează impresia că de la alegerile locale de anul trecut până acum, doar cu asta s-a ocupat. S-a gândit dacă să candideze sau nu, în loc să se gândească, evident, la problemele locuitorilor municipiului Chișinău. Acum deja ne-a anunțat că se pregătește să candideze împreună cu partidul său la alegerile parlamentare de anul viitor. Și evident că, cel mai probabil, asta va fi o prioritate mai importantă decât activitatea sa în funcția de primar. De aceea am insistat să aduc aminte câteva probleme extrem de grave cu care se confruntă chișinăuienii, în timp ce primarul orașului Chișinău se gândește la strategii electorale. În doar câteva luni de la preluarea celui de-al doilea mandat, Ceban a reușit să taie ajutorul la încălzire, compensațiile pentru mii de familii vulnerabile, pentru a direcționa banii pe acoperirea datoriilor generate de proiectele sale de PR. De asemenea, mii de familii tinere au rămas fără programul prelungit în școli. Mii de pensionari au rămas fără compensațiile la căldură. Mii de persoane cu nevoi speciale au rămas fără asistenți personali, iar asistenții personali au rămas, practic, fără lucru. La finalul celei de-a cincea luni a anului 2024, municipiul Chișinău nu are buget adoptat, nici măcar nu este prezentat publicului. De asemenea, executarea bugetului pe anul 2023 la fel nu a fost prezentată, deși termenul a expirat de mult. Ce se întâmplă în realitate? Cu sprijinul, cu ajutorul partenerului său de politică, Igor Dodon, Ion Ceban a creat în Consiliul Municipal o coaliție MAN-PSRM. Aceste două partide și-au asigurat controlul asupra tuturor comisiilor de specialitate și au început împărțirea direcțiilor și funcțiilor de conducere la întreprinderile municipale. Se întâmplă asta deoarece ambele partide, atât MAN cât și PSRM, pot conta doar pe banii orășenilor, pentru că banii lor tradiționali de la Kremlin merg acum la șor. Respectiv, orășenii sunt nevoiți să achite toate cheltuielile de partid și electorale a acestor două partide. De aceea eu am numit această coaliție drept Coaliția pentru Buget a Chișinăului. O să dau câteva exemple. În primul rând, am asistat această iarnă la o economie maximă și inexplicabilă a resurselor pentru dezăpezire. Dezăpezirea nu a fost niciodată o problemă pentru oraș, nici pe timpul altor primari. Chișinău nu a stat 4-5 zile pe gheață. Mulți șoferi au văzut cu ochii lor cum drumurile naționale erau curățite, iar când intrai în Chișinău era zăpadă. De trotuare nici nu mai vorbesc, erau pline de gheață zile în șir. Explicația e simplă. Ion Ceban a decis să economisească acești bani, pentru că din dezăpezire nu poți finanța campaniile electorale. 2. Tăierea finanțării studiilor prelungite pentru elevi. Este o decizie care iarăși lovește zeci de mii de familii tinere din oraș. O decizie care crește cheltuielile pentru părinții tineri angajați în câmpul muncii, din salariile cărora
se constituie bugetul municipal. 3. Tăierea bugetului pentru asistenții personali. Iarăși este o lovitură bugetară în cei vulnerabili, pentru că acești bani erau unica lor sursă de existență. 4. Anularea compensațiilor pentru căldură acordate de municipalitate a persoanelor în vârstă pe parcursul multor ani la rând. Aceste compensații erau practic unica lor sursă de acoperire a acestor cheltuieli. Toate acestea în condițiile în care banii au fost prevăzuți în bugetul provizoriu, care îl avem acum în aplicare, și primăria nu are dreptul legal să îl modifice. Cu toate acestea, primarul a refuzat să aloce acești bani. Unde merg acești bani economisiți din contul persoanelor vulnerabile, din contul chișinăuienilor? E foarte simplu. În primul rând, acești bani merg la băncile comerciale din Moldova, față de care Ion Ceban are datorii, pentru că a îndatorat municipiul cu aproape 1 miliard de lei în perioada electorală din 2023. În al doilea rând, acești bani merg spre proiectele din care se poate ușor de redirecționat banii spre partid sau spre firmele diferitor prieteni, rude și proiecte care țin de, în mare parte, de infrastructură ușoară, de pavaj, de amenajare, proiecte culturale, așa zise, tot felul de forumuri, tot felul de concerte, în care este foarte ușor să umfli bugetele și să delapidezi banii publici. Bugetul primăriei se erosește pe lucrări necalitative de pavaj și pe concerte în Milano și Barcelona. Construcțiile ilegale în continuare înfloresc în tot orașul. Drumurile degradează. Orașul nu are plan urbanistic general, nu are plan urbanistic zonal pe zona centru. Orașul nu are parcări, orașul nu are transport public modernizat. Orașul Chișinău nu are nimic din ceea ce a promis Ceban în campaniile electorale din 2019 și 2023. În schimb, Ceban a scufundat orașul în datorii, iar primăria în corupție și cumătrism de partid. Ultimii ani, Ion Ceban se vedea președinte. Acum, probabil când a înțeles din sondaje că nu prea are șanse la prezidențiale, a anunțat că din start se lansează în campanie electorală parlamentară. Credeți că va avea timp să se ocupe în continuare de problemele Chișinăului dacă de pe acum se pregătește pentru alegerile parlamentare? Dacă va fi în campanie electorală permanentă, așa cum nu s-a oprit de la alegerile locale încoace. Deși a promis în 2019 că va fi un primar apolitic, Ion Ceban a sacrificat interesele chișinăuienilor pentru interesele și calculele sale politice. Acum acest lucru se vede clar și limpede. Domnule primar, după ce 8 luni de zile v-ați gândit să candidați sau nu la prezidențiale, poate vă apucați măcar un pic de rezolvat și problemele din oraș? Nu de altă, dar acuși vin aceste următoare alegeri parlamentare și cu siguranță mai stăm încă 2 ani fără buget, cu drumuri sparse și alte probleme care nu mai se adună. Găsiți, vă rog, un pic de timp și pentru orașul Chișinău. Apucați-vă de treabă. Sau, dacă tot nu vreți să vă ocupați de oraș, dar de alegeri, de calcule politice, aveți puțin obraz și demisionați. Lăsați Chișinăul în pace, nu sacrificați interesele și banii locuitorilor municipiului Chișinău pentru interesele dumneavoastră politice. Vă mulțumesc pentru atenție. Acesta a fost mesajul meu către chișinăuieni. Vă mulțumesc mult!